Bine ați revenit în Roman Vodă, pentru cei care ați mai vizitat și ați fost în acest muzeu. Pentru ceilalți care ați venit pentru prima dată, vă spun bine ați venit în muzeul Casa Fogaș. Astăzi, în cadrul, de altfel, Zilelor Orașului Roman, continuăm cu o activitate care, de data asta, este dedicată academicianului Constantin C. Iliescu, fondatorul cardiologiei în România. Și aș începe cu un motto. O să mă mai uit pe de data asta, eu de obicei vorbesc liber, dar de data asta o să ajungem să am date concrete privind cariera acestui acestei mari personalități, încât trebuie să fiu cu niște date concrete și niște titluri academici la fel. Dar aș începe cu un motto pe care îl spune, l-a scris Nicolae Iorga, că un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Eu aș mai adăuga și personalitățile, nu numai istoria. Istoria, bineînțeles, este făcută din niște mari personalități pe care le-a dat această țară. Și eu, când am gândit acest muzeu, l-am gândit tocmai în ideea de a pune în valoare aceste mari personalități pe care le-a dat urbea noastră mușatină, pentru că mai nou, domnule primar, eu pot să spun, și bineînțeles asta au remarcat și cei de la TVR3 și TVR Iași când au venit și au vizitat, muzeul nu mai este doar un muzeu al personalităților date de Roman Vodă, ci se extinde și este un muzeu al personalităților romașcane. Ca dovadă că nu întâmplător astăzi am pus ca temă și expoziție a academicianul Constantin Iliescu. El nu a fost elevul lui Roman Vodă, dar eu îl consider una dintre cele mai mari personalități pe care le-a dat orașul roman. Și atunci, și ca el, ca aceste expoziții o să găsiți și pe Sergiu Vidache și pe foarte multe personalități, care n-au fost elevii lui Roman Vodă, dar nu se poate să nu fie undeva și să nu se vorbească despre aceste personalități mari. Și atunci, eu am gândit acest muzeu ca un mijloc de educație față de tânăra generație, în primul rând. Pentru că, prin vizite la muzeu și acele câteva gânduri scrise în cartea de aur a liceului, eu nu fac altceva decât să creez un dialog viu între generații succesive, și vreau să demonstrez că nu numai prezentul este valoros, ci și trecutul, care se oprește la calitativul realizărilor. Și acum și mai este un aspect extrem de important. Dacă noi, românii, nu o să știm să scoatem în față și nu o să vorbim despre marile personalități pe care le-a dat această țară, atunci să nu cerem niciodată să fim respectați de străini. Pentru că prin valorile noastre și demonstrând că avem valori foarte mari, cunoscute nu numai pe plan național, ci și internațional, demonstrăm că suntem un popor valoros și cu foarte multă demnitate. Și acum am să încep să vă spun câteva date privind activitatea ilustrului academician. S-a născut la Roma, bineînțeles, în 1892. Casa în care a locuit este o grădiniță acum și este vis-a-vis de Casa Căsătorilor, ca să localizăm așa. S-a născut într-o familie de vechi boieri intelectuali, tatăl general, o să vedeți în expoziție și imagini din familie, mama Olimpia Macarovici, rudă cu Hașdău și cu episcopul Melchisedec Ștefănescu. Studiile liceale le face la Iași, este absolvent al Facultății de Medicină din București în 1919, se specializează în cardiologie timp de 4 ani la Londra, unde este numit asistent paralel cu activitatea clinică
orientându-se spre cercetare. Ca dovadă că apar în perioada când era la Londra, îi apar 12 lucrări științifice. În 1923 se întoarce, bineînțeles, în țară și se căsătorește cu cine, așa, ceva legat tot de roman, cu nepoata scriitorului și criticului literar Gabrieli Brăileanu, care este tot, este romașcan și roman-vodist. A fost șef de lucrări la început, conferențiar, iar din 1932 titular specialist în clinica a aparatului cardiovascular. Publică în premieră națională și aici iar trebuie să citez elemente de electrocardiografie, de vorbă cu studenții care o dețin, mecanismul și tratamentul fibrilației auriculare, domnii doctori, aici o să vadă dacă pronunț corect, cum putem preveni și trata bolile de inimă, infarctul miocardic prin tromboză coronariană, deci o parte din lucrările scrise de acest ilustru academician. Multe cărți și peste 200 de studii și articole apar în țară și în străinătate. A fost expert pentru România în Organizația Mondială a Sănătății. Este președintele Societății Naționale de Cardiologie între anii 1959 și 1973 și în 1965 este membru titular al Academiei Române. Câteva titluri. Membru de onoare a multor societăți internaționale de cardiologie, unde primește, bineînțeles, multe ordine naționale ale acestor țări, așa cum o altă personalitate pe care o puteți vedea este Vitali Belousov, președintele societății medice, tot așa are foarte multe medalii și trofei la nivel național și internațional, tot absolvent de Roman Vodă, așa. În 1967 prezidează primul congres de cardiologie din țară, apoi la Atena, tot la fel în 1968, precum și cel mondial de la Londra. Este numit vicepreședinte al Congresului Mondial de Cardiologie de la Buenos Aires. Institutul de Cardiologie, creat în 1991, poartă în prezent numele de profesor dr. Constantin C. Iliescu, căruia i s-a desferit un bust în anul 2010, în semn de omagiu, apropo de alt bust care chiar, zic eu, că merită. Pe data de 15 septembrie 2017 s-au împlinit 125 de ani de la nașterea academicianului, așa încât vreau să spun ce am făcut, s-a întâmplat atunci. La noi, la Roman. Pe data de 14 septembrie 2017 s-a desferit o placă comemorativă la Roman în casa în care s-a născut și a copilărit marele om de știință. La eveniment au participat atunci academician Constantin Bălăceanu Stolnici, profesor dr. Eduard Apetrei, îl puteți iar vedea aici, profesor dr. Carmen Gingina, doamna Cristina Parotă, nepoata academicianului, colonel doctor în medicină Giordeța Florentina Ursu, fica orașului Roman și cardiolog format la școala fondată de academicianul Constantin Iliescu, domnul Andrei Dimitriu, director general al Filarmonicii George Enescu, doctorul Dan Gabriel Arbătescu, președintele Societății de Istoria Medicinii din Roman și a Societății de Cultură Clepsidra, medici, profesori, oameni de cultură. Atunci am avut bucuria și am participat și eu la această activitate. Au fost transmise mesaje din partea Academiei Române prin domnul academician Constantin Bălăceanu Stolnici, prieten al celui omagiat, și din partea Academiei de Științe Mondiale, mesaj semnat de academicianul Mircea Ifrim, de către doamna dr. Giorgeta Ursu. Vorbitorii au evocat, bineînțeles, personalitatea de excepție a școlii de cardiologie din România. Și acum închei, pun, pentru că își cere scuze, doamna dr. Ursu a fost ieri, bineînțeles, premiată de Primăria Orașului Roman la Gala Excelenții
Și n-am mai putut să stea, cu toate că ar fi plăcut în mod deosebit, vă dați seama, această activitate, dar m-a rugat pe mine să transmit un gând din partea ei. Marele academician Constantin Iliescu este fondatorul cardiologiei moderne românești. Institutul de boli cardiovasculare Constantin Iliescu este școala cea mai renumită de cardiologie din lume. Am avut șansa și fericirea să fiu pregătită de această școală de prestigiu să-mi iau specialitatea, competența în ecocardiografie, primariatul și în anul 2009 doctoratul în medicină cu domnii profesori Eduarda Petrei, Carmen Ginghină și Codrin Carp. Nu am uitat de unde am plecat, întorcându-mă la Spitalul Municipal Roman între anii 1995 și 2001, la secția cardiologiei. Apoi viața a dus-o spre București, unde a continuat activitatea la Spitalul Agripa Ionescu din București. Activitatea acum a ieșit la pensie, dar își continuă activitatea într-un cabinet particular din București. Faptul că veneam din orașul domnului academician m-a onorat și m-a obligat. Apoi viața, m-a spus, s-a îndreptat-o spre București. La comemorarea domnului academician Constantin Iliescu am participat alături de domnii mei profesori, având un mesaj din partea președintului Academiei de Științe Medicale, domnul academician Mircea Ifrim, ca o recunoaștere a valorii unice a domnului academician Constantin Iliescu. O ultimă dovadă a atașamentului meu față de această personalitate este faptul că nepoata domnului academician, doamna parotă Cristina, mi-a devenit pacientă, considerându-mă urmașa bunicului domniei sale. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a condus pe calea cardiologiei de performanță. Felicitări doamnei Cornelia Jora, buna mea prietenă, pentru frumoasa inițiativă de a organiza o activitate atât de interesantă și atât de necesară pentru a face cunoscute marile valori roman-bodiste și romașcane în general. Multă sănătate tuturor! Cam asta am avut de prezentat. Acum îl rog și pe domnul primar și pe urmă pe cei care sunteți prezenți, dacă aveți de spus un cuvânt, vă invit și vă rog. Da, mulțumesc, doamna Jora. Vreau să vă salut și eu cu drag, să vă spun că mă bucur de fiecare dată când ne revedem cu vechi colegi cu care am colaborat, mai ales din domeniul sanitar și nu numai, cu reprezentanții culturii romașcane din acest moment, alături de tinerii care ascultă prezentările dumneavoastră cu mare atenție. Sunt bucuros că ajung de fiecare dată la dumneavoastră și suntem uimiți de și ne îmbogățim cunoștințele și ne puneți la dispoziție o expoziție, iată, acum din domeniul medical, cu o altă personalitate romașcană și simțim cu toții mândria că aici s-au născut și se vor naște mari personalități care au fost implicate în construcția romanului și a României. Și acesta este un semnal și un imbol pentru generațiile viitoare că romanul naște și va naște personalități. Vă felicit din tot sufletul pentru faptul că, iată, de zilele romanului, ca de fiecare dată, organizați câte o astfel de manifestare culturală într-un mediu deosebit, în Casa Hogaș, unde, cum bine ați spus, deja nu mai este un lăcaș al culturii roman-vodiste, ci este un lăcaș al culturii romașcane și ne bucurăm că putem face acest lucru și aveți tot sprijinul meu și totodată felicitări pentru activitatea de astăzi și nu numai pentru cea de astăzi. Sunt convins că împreună și alături de dumneavoastră vom continua să prezentăm și să aducem în atenția romașcanilor personalitățile și modul în care ei au contribuit la dezvoltare și ne mândrim de fiecare dată că sunt romașcani și o spunem cu mândrie. Iată încă o personalitate romașcană care a excelat în domeniul medicinei de această dată.
Vă aveți salutul meu călduros și felicitările pentru modul în care ați organizat. Aș vrea și să mai adaug ca dovadă că o asemenea mare personalitate, ce înseamnă oamenii cu adevărat valoroși, nu uită niciodată de unde pleacă. Deci o asemenea somitate, aș putea spune eu, cu studii în străinătate, așa, spune pe cărțile pe care le am eu aici și am scanat și am scos, bineînțeles, spune așa: romașcan prin naștere, sunt adânc legat de roman. Mă fălesc, cum se spune atunci, cu acest titlu. Spiritul acestui oraș de mare tradiție istorică și culturală a lăsat în sufletul și inima mea urme inegalabile. Și mai spune aici, să-ți vă citesc la fel: mă gândesc cu nostalgie la roman, romanul meu drag, unde m-am născut și unde mi-am petrecut copilăria și adolescența. Deci ce poate fi mai frumos de un gând a unei mari personalități în domeniul medicinii și nu naționale, aș spune mondiale, care nu a plecat niciodată cu sufletul și cu gândul lui din Roma. Și de asta merită tot respectul. Aș mai spune un lucru. Ca să completez, ați spus, casa în care s-a născut acum este o grădiniță pe strada Dobrogeanu-Gherea, vis-a-vis de Casa Căsătoriilor. Și vreau să vă spun, și sigur veți fi invitați cu toții, noi reabilităm acea clădire și va avea o față nouă și nu numai o față nouă, și o curte amenajată așa cum trebuie să arate un astfel de obiectiv și de monument. Iar la inaugurare veți fi invitații noștri și vă așteptăm cu drag. Sperăm că în septembrie va intra în funcțiune, dar vom finaliza lucrările mai devreme. Mulțumim anticipat. Cu mare drag. Dacă vrea cineva, dacă dorește cineva să vină cu o completare. M-a lăsat și pe mine. Da, de ce nu? Stimam memoria acestui mare erudit al inimii, al forjului, a făcut ca în roman de-a lungul timpului să vină personalități care l-au cunoscut și datorită acestui Cece Iliescu, cardiologia românească a fost prezentată pe toate meridianele lumii. Nu numai la Bonaire, în Argentina sau în Brazilia sau în Statele Unite, dar puțin știu că a participat și la Johannesville, unde l-a avut elev pe Cristian Barnard, cel care a făcut primul transplant de inimă. Sunt lucruri reale și nu degeaba pentru memoria lui au venit în Roma Academician Bălăceanu Stonici, pentru că mai trăiește, dar să nu uităm pe Ana Aslan, care a avut o deosebită stimă și un respect, și dacă a ajuns să ajungă doamna Ana Aslan, este și meritul domnului Constantin Iliescu. Vă mulțumesc! Apropo de domnul Academician Bălăceanu Stonici, am prin doi foarte buni prieteni de-ai mei, domnul Sorin Dimitriu și Andrei Dimitriu, frații așa, Dimitriu, absolvenții Roman Vodă și mari personalități bine cunoscute, am intrat în posesia, asta este coperta cărții lansate recent de academicianul Bălăceanu Stolnici, care se numește Aristocratul, de fapt, ultimul aristocrat al acestei țări. Da. Vă mulțumesc încă o dată. Vă urez elevilor mei, vă doresc din toată inima succes mult. Faptul că aveți posibilitatea să vizitați acest muzeu, să vedeți ce mari personalități a dat această instituție romașcană,
asta vă motivează și vă obligă, în primul rând, să învățați, să fiți serioși, să fiți mândri că aparțineți unei asemenea instituții și întotdeauna să pășiți cu pioșenie pe treptele Colegiului Național Roman Vodă, pentru că trebuie să știți că pe aceste trepte au călcat, au trecut mari, mari valori. Vă aștept în continuare la Muzeul Casa Hogaș pentru aceste lecții de educație, pentru că voi trebuie să vă raportați la adevăratele valori pe care le-a dat această țară. Succes și numai bine!